Pe zona de promovare turistică, iată că orice persoană care deține un telefon mobil, o tabletă și așa mai departe, poate descărca această aplicație din Google Play sau App Store, da? Și în momentul în care a descărcat această aplicație, are posibilitatea de a accesa elementele pe care noi le menționăm. Vreau să precizez că aplicația este în dezvoltare. Orice persoană interesată, indiferent că este furnizor de servicii hoteliere, restaurante și așa mai departe, care poate fi angrenat în ceea ce înseamnă turismul în municipiul Târgoviște, se poate înscrie în această aplicație, se poate promova. Da. Aplicația este deschisă și nu avem niciun fel de preferință din acest punct de vedere. Singura cerință, sigur, este aceea de a promova în mod onest și corect municipiul Târgoviște. Legat de modulul raportării incidente, orice cetățean al municipiului Târgoviște sau orice persoană care trece prin municipiul Târgoviște și sesizează o anumită problemă, poate să raporteze acest lucru administrației publice locale prin această tabletă, prin această aplicație. Ceea ce este important de menționat este că persoana poate să fotografieze, să localizeze pe o hartă incidentul respectiv și să îl transmită foarte, foarte rapid către administrația locală. Aici va exista un dispecerat care va prelua imediat aceste informații și le va distribui către compartimentele de specialitate. Lucrul acesta, bineînțeles că va contribui la o comunicare mult mai bună între administrația publică locală și cetățeni, pe de o parte, iar pe de altă parte, va asigura și posibilitatea rezolvării cât mai rapide a acestor sesizări. Pot fi sesizări într-o gamă foarte, foarte largă, plecând de la străzi, câini pe domeniul public, iluminat public și așa mai departe, până la ordine și liniște publică, lucruri care sunt în competența administrației publice locale. Repet, sesizarea se face imediat, se completează niște câmpuri, se ajunge, iată, autentificarea și crearea contului se face foarte repede, se poate, persoana se poate conecta pe Facebook, își poate crea un cont în aplicație sau își poate și trebuie să-și introducă și adresa de e-mail. În momentul în care se transmite sesizarea, se primește o notificare că sesizarea a fost luată în lucru, urmând a se comunica inclusiv rezultatul acestei raportări. Iată, spuneam de locația incidentului, descrierea și trimiterea incidentului. Repet, incidentul poate fi localizat inclusiv pe o hartă a municipiului Târgoviște, iar direcționarea se face către departamentul responsabil, care are obligația de a da curs acestei sesizări și de a o soluționa. Sigur că dacă este vorba de sesizări punctuale legate de menținerea curățeniei, de, nu știu, iluminat public și așa mai departe, sesizările se pot rezolva aproape imediat. Dacă este vorba de chestiuni legate de amenajarea unor străzi și așa mai departe, sesizările sunt luate în calcul, transformate în proiecte de hotărâre, investiții și mai departe, urmează cursul firesc. Așadar, este o modalitate la îndemână, modernă, de comunicare între administrație și cetățean. Mai mult decât atât, toți cei care au instalat această aplicație pot primi
de la administrația publică locală notificări. Notificări legate, spre exemplu, de lucrări care se derulează într-o anumită zonă, de blocaje în trafic, dacă este cazul, evenimente și așa mai departe, în cadrul unei, repet, unei modalități foarte, foarte moderne și facile de comunicare, pe de o parte, între administrație și cetățeni, iar pe de altă parte, de promovare turistică a municipiului Târgoviște, în sensul că în momentul în care un turist vine în Târgoviște sau dorește să vină în Târgoviște, este suficient să descarce această aplicație, să intre și să găsească foarte multe detalii legate de, de la posibilitățile de petrecere a timpului liber, patrimoniul cultural deosebit pe care îl are municipiul Târgoviște și până la posibilitatea de a se caza, de a lua masa, de a se plimba și așa mai departe. Mai sunt câteva orașe, câteva unități administrative teritoriale în România care beneficiază de o asemenea aplicație, cred că unul din ele este Sibiul. Și cred că este un lucru, cred că este un lucru foarte util pentru municipiul Târgoviște, atât pe zona de promovare turistică, foarte importantă, cât și pe, pe ceea ce înseamnă relația dintre administrația publică locală și cetățeni, cu precizarea că traseul unei raportări, unei sesizări, este urmărit permanent atât de dispecer, cât și de noi, cei din conducerea administrației publice locale, astfel încât putem să știm în orice moment dacă unei sesizări s-a dat curs sau nu i s-a dat curs, sau care este răspunsul pe care administrația locală îl oferă cetățenilor pe ceea ce înseamnă o raportare de incident în cadrul acestei, în cadrul acestei aplicații. Sigur că este și un aspect care ne responsabilizează și care implică o reacție care trebuie făcută cu celeritate, oportună, pentru că trebuie acționat foarte, foarte repede. Dar ne asumăm acest lucru și este încă un pas pe care administrația publică locală târgovișteană îl face în direcția unei comunicări cât mai bune și cât mai, cât mai eficiente cu cetățeanul, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe zona de, pe zona de promovare turistică. Fac un apel la dumneavoastră, reprezentanții mass media, mulțumindu-vă pentru interesul pe care îl arătați pentru activitățile pe care le desfășoară administrația publică locală, să ne sprijiniți în ceea ce înseamnă mediatizarea cât mai largă a acestei aplicații, pentru că nivelul de eficiență al aplicației este direct proporțional cu numărul de utilizatori. Dacă există un număr mare de utilizatori, este foarte clar că aplicația își atinge scopul. Noi vom face tot ceea ce putem pentru a promova această, pentru a promova această aplicație și a face din Târgoviște City App un instrument modern, eficient și foarte penetrant de promovare a municipiului Târgoviște, pe de o parte, iar pe de altă parte, de comunicare între administrația publică locală, pe de o parte, și cetățeni, pe de altă parte. Noi vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Aveam pregătită aplicația de ceva timp, am vrut să o testăm, să vedem cum funcționează, am vrut ca toți cei care sunt, implicați în cadrul acestei aplicații, în gestionarea acestei aplicații, să înțeleagă foarte bine care le sunt, obligațiile și cum putem să reacționăm în timp util, mai ales pe zona de raportări de incidente.